Uitați, vă rog, domnul Bărbici. Sunteți prezent la ședința Consiliului Superior al Procurorilor, la aprobă de un interviu și vă întreb dacă aveți recuzări față de membrii Consiliului. Până la sfârșitul întrebării dacă are recuzări, eu am să îmi declar abținere, ținând cont de faptul că mai mult de 6 ani de zile am lucrat în cadrul unei asociații obștești, împreună cu domnul Grbici, la juriștii pentru drepturile omului, am fost colegi. Ulterior am avut norocul să ne facem și cu mărți și astăzi eu nu cred că, din punct de vedere subiectiv, am dreptul moral să judec pe dumneavoastră. De ce eu îmi declar abținere și rog să... De asta îți puteți abținere. Dar iată, nu știu, nu mai țin minte. Eu știu că sunt cu mărți, dar cine și cu cine, la cine îmi puteți abținere? Deja nu mai țin minte. Înseamnă că dumneavoastră mi-ați bolizat pe mine. Adică, dumneata ne-ai botezat copilul, da? Pentru toată țara să fie clar. Nu, poate nu aveți calitate de cum ne trebuie să vă mulțumim. Să-ți dau o lași înapoi, să ne dai și făi tot. Domnul ministru, eu mă retrag. Da. Mersi. Da, eu vreau să subliniez exact același lucru, conform legii și este corect. Asta e clar, nu doar conflictul de interes, dar și aparențele de conflictul de interes. Am lucrat împreună cu domnul Nagacevski mai mulți ani, după cum am spus dumneavoastră, și am fost superior lui timp de 2 ani de zile afară. Plus, da, suntem în relație de cum trei, eu i-am botezat ambicul. Să asta și vreau să vă propun, se supune votului pentru a fi examinată în lipsa domnului ministru al Justiției. Și totodată sunt obligată să vă întreb dacă susțineți cererea de a participa în acest concurs, dat fiind faptul că suntem la probă interviului. Da, eu sunt în fața dumneavoastră și dacă nu susțineam cererea, nu eram aici. Obligațiile sunt recepționate de lege. Mulțumesc! Pentru membrii Consiliului Superior al Procurorilor, vreau să vă aduc la cunoștință certificatele care au fost prezentate de instituțiile abilitate, cu care domnul Grbinci a luat cunoștință. Este vorba despre certificatul de integritate. Așa este? Da, ați luat cunoștință. 3 certificate, am luat cunoștință ieri. Certificatul de integritate din 21 noiembrie 2019, informații despre interdicții valabile de a ocupa funcții publice sau funcții de integritate publică nu sunt. Certificatul medical din data de 27.11.2019 privind starea sănătății a candidaților la funcția de procuror și a procurorilor în funcție privind corespunderea pentru exercitarea funcției de procuror, ap de muncă, certificat de cazier privind integritatea profesională, din data de 21 noiembrie 2019 și avizul consultativ al SIS-ului, Serviciul de Informație și Securitate, nu au fost obținute date cu privire la nerespectarea legislației sau factori de risc în activitate. Careva obiectivul aceste acte care v-au fost prezentate pentru cunoștință, domnul Grbince? Eu intuiesc că aceste acte au fost emise în cunoștință de cauză, cel puțin eu am simțit de câteva săptămâni că persoanele s-au informat. Atunci noi vă propunem ca dumneavoastră să vă expuneți conceptul de management. Da, în linii generale, dacă s-ar putea, dat fiind faptul că la etapa de preselecție, dacă nu aveți ceva suplimentar de adăugat. Conceptul, eu sunt sigur că dumneavoastră ați văzut conceptul meu de management. Eu nu aș vrea să-l reproduc. Dar am înțeles, conform regulamentului, oricum am până la 30 de minute ca să prezint viziunea mea asupra eventualului mandat în cazul în care va fi numit procuror general. Dar până a intra încolo, eu aș vrea să vin cu o introducere. Bineînțeles că eu am fost foarte impresionat de declarația dumneavoastră, doamna Motozoc, când ați spus că toți candidații în concurs au aceleași șanse la ședința trecută. De asemenea,
Eu sunt conștient că în Republica Moldova încrederea în oricine, în instituțiile publice, este foarte joasă. Și acest lucru a fost alimentat într-o oarecare măsură și de modul cum au fost organizate în ultima perioadă concursurile. Fie că a fost vorba de CNA, când era evident un decalaj foarte mare între curtaj, fie că era vorba de Curtea Constituțională, fie că era vorba de etapa preselecției candidaților pentru funcția de procuror general la Ministerul Justiției. Noi trebuie să învățăm în aceste greșeli. Și, bineînțeles că și Consiliul Superior al Procurorilor și viitorul procuror general are nevoie de legitimitate. O legitimitate nu doar în ochii publicului, era o legitimitate în primul rând în ochii procurorilor. Bineînțeles că eu nu sunt membru al Consiliului Superior al Procurorilor și eu nu pot lua decizia pentru dumneavoastră, dar pot să vă spun ce aș face eu dacă aș fi fost în acea funcție. Eu aș face tot posibilul ca să existe cât mai puține dubii cu privire la decizia dumneavoastră. Eu am încredere în dumneavoastră. Dar realitățile din Republica Moldova sunt că până ce oamenii nu văd, ei nu cred. De aceea, eu ce aș fi făcut, noi nimeni nu avem nimic de ascuns, eu aș fi publicat punctajul tuturor, dumneavoastră, dar oferit fiecărui candidat, așa cum s-a întâmplat și în cazul concursului la Curtea Constituțională, și în cazul concursului la CNA, și în cazul concursului la Ministerul Justiției. Asta doar ne va ajuta pe toți. Oricine va fi ales sau numit procurorul general. Și acum eu vreau să revin înapoi la conceptul meu și aș începe cu scopul. De ce vreau să devin procurorul general? Eu aș rezuma scopul meu la 3 sau 4 cuvinte. Inspirație. Inspirație pentru procurori. Deoarece am văzut asta, că mă întâlnesc perioade cu procurorii. Procurorii vor modele, vor oameni care se inspiră, în urma căruia ei să fie siguri că se aliniază și ajung acolo unde prevede legea. Eu sunt gata să inspir procurorii pentru cele mai bune modele, așa încât, în perspectivă, lucrurile în procuratură să stea mai bine decât stau astăzi. 2. Inițiativă. De ce inițiativă? Atunci când devizul unora este casa mea e alături, păi să nu vă supărați că rămâneți tot alături. Procuratura trebuie să aibă un rol proactiv în ceea ce face. Nu doar să aștepte că polițienii vor face ceva pentru ei. Nu. Procuratura singură trebuie să deschidă uși când este vorba de administrare internă, când este vorba de resurse, când este vorba de personal. Și eu voi da dovadă de inițiativă, atât în ceea ce privește promovarea politicilor în procuratură, cât și în ceea ce privește protecția procurorilor împotriva eventualelor atacuri. A treilea rând este integritate. Eu sper să reușesc să înlătur suspiciunile de corupție din justiție, dacă vă se legat procurorul general. Mă voi întoarce la acest aspect un pic mai târziu, când voi vorbi despre obiective. Și ambiție. Deci ambiție? Deoarece fără ambiție, progres rapid nu este posibil. Și vreau ca nu doar procurorul general să fie ambițios, ci și procurorii de rând să aibă aspirația să exceleze. Nu să părăsească procuratura la atingerea vârstei de obținerea pensiei procurorului. Fortificarea încrederii publice în procuratură, vorbim de care sunt obiectivele mari. Obiectivele mari sunt fortificarea încrederii publice în procuratură. Cum voi face asta? Eu voi asigura că nu mai există dubii. Procuratura acționează în strict conformitate cu legea. Atunci când toți sunt siguri, prin exemple practice, că nu au obiera ieri de la lege, nu se fac excepții, încrederea vine. Încrederea nu vine de la jurnaliști, nu, ea vine din exemplele noastre proprii. Nu trebuie să ne plângem pe jurnaliști, dar încrederea nu este mică. 2. Eu vreau să ajung la situația în care nimeni să nu aibă dubii că procurorii aplică legea egal față de toți. Indiferent de opinii, apartenență politică sau avere. Așa e cel mai simplu. Când respecti legea și nu faci excepții. Deoarece excepția făcută nu este niciodată ultima.
De asemenea, eu vreau să asigur că procurorii au curajul să investigheze orice cauză, indiferent de complexitate sau de suspect. Și aici, eu vreau să fiu gădescut pentru procurori, împotriva oricărui indiferență. E vorba asta din vederea publică. Eu, de asemenea, vreau pentru procurori să-i asigur, de fapt, să creez percepția că procurorii vor fi protejați împotriva indiferenților, indiferent de unde vin. Fie că e vorba de procurorul șef, fie că este vorba de politicieni, fie că e vorba de administrație publică locală, în momentul în care legea este respectată, procurorii nu trebuie să teamă de nimic. Eu, de asemenea, în mandatul meu, voi promova onestitatea, profesionalismul și curajul profesional, ca valori definitorii. Așa încât procurorii, la sfârșitul mandatului meu, să nu își pună întrebarea pe cine trebuie să știe pentru promovat sau cine trebuie să-l oblăduiască pentru promovat. Eu vreau ca la sfârșit procurorii să-și pună întrebarea ce trebuie să facă, ce norme trebuie să respecte, ca la sfârșit ei să fie promovați de merit. Vorbeam de onestitate, profesionalism și curaj. De ce onestitate? Fiindcă fără onestitate e foarte greu să fie curajos. Iar fără profesionalism, mă tem că vom fi ori în cauză complexă. De asemenea, eu aș vrea să exclud practica de tergiversare în anumitor tipuri de dosare. Din motive inexplicate. Ca procurorii să fie siguri că în momentul în care o cauză penală, bazată pe probe, este pornită, ea va ajunge la penal cât de repede posibil și nu anumite cauze se mișcă repede, iar altele nu. Dacă ele sunt similare, bineînțeles. Și în final, eu vreau ca la sfârșit procurorii, la sfârșitul mandatului, procurorii să nu aibă frică de procurorul general sau procurorii șef. Ca procurorii să poată spune unesc ce ești trebuie. Și eu sunt sigur că noi toți în această sală înțelegem ce anume vedere. Un alt obiectiv care vreau să-l promovez este susținerea CSP-ului, a dumneavoastră. Eu sunt conștient într-o oarecare măsură, nu în toate măsurile, bineînțeles, de provocările care au fost confruntat în ultima perioadă de timp. Fie că au fost probleme cu personalul, fie că au fost probleme cu accesul la, la datele prin resursele umane, fie că au fost întrebări la concursuri, eu cred că procurorul general nu trebuie să fie un oponent al Consiliului Superior al Procurorilor. Procurorul general trebuie să lucreze împreună cu Consiliul Superior al Procurorilor pentru a asigura evoluția normală în procurator. De ce spun asta? Deoarece o persoană nu poate asigura o dezvoltare sustenabilă a procuratorii. Lucrurile trebuie să meargă în echipă și valorile care sunt promovate împreună să fie împărtășite de toți. În momentul în care sunt decizii la limită, nu știm ce se întâmplă. Ulterior, aceste decizii sunt contestate. În momentul în care vin contestate, elementele sunt proaste. Asta e una. A doua chestiune care vreau să o spun este legea e lege. Legea prevede deciziile pe care procurorul general trebuie să consulte cu Consiliul Superior al Procurorilor, dar este și bun management. Sunt anumite decizii importante pe care procurorul general nu trebuie să le consulte cu CSP conform legii. Dar dacă voi fi selectat, eu îl voi consulta. De ce? Anume din cauza acelora spuse mai sus. Eu cred că, în perspectivă, Consiliul Superior al Procurorilor, dacă doriți, ar trebui să devină cu adevărat o contrabalanță. Timiditatea asta pe care am văzut-o, întotdeauna, la oricare consilie, în raport cu procurorul general, ea ar trebui să dispară. De ce? Fiindcă asta mi-e bine, în primul rând, pentru procurorul general. În momentul în care există contrabalanță și procurorul general poate veni mai bun. Când nimeni nu este perfect. Fiecare greșește. Ceea ce trebuie să facă este să recunoască situațiile când greșește, să învață lecțiile și să meargă mai departe. De asemenea, eu vreau ca să înlătur suspiciunile că procuratura este parte a jocurilor politice. Am avut dosare, și trebuie să recunoaștem acest lucru, în care anumite soluții din procuratură trezeau mai multe semne de întrebare decât aveau răspunsuri. Și cu regret, aceste dosare aveau o tentă politică pronunțată. Astfel de dosare ar trebui să dispară.
nu se dispară din procuratură. Dar atitudinea la prima vedere contestabilă în privința anumitor dosare ar trebui să fie în trecut. De ce? Deoarece numai așa putem să obținem încredere în procuratură și în procurori. Dacă nu o să fie încredere în procuratură și în procurori, procuratura nu va fi o profesie respectată. Dacă nu va fi o profesie respectată, procurorii nu vor fi respectați. Și e complicat. E complicat dacă profesia nu este respectată să atragi cineva specialiști. E complicat să motivezi procurorii să excelez. Este complicat să promovezi niște politici foarte corecte, toate ambițioase, dar dureroase, în raport cu anumite fenomene infracționale din țară. Care e finalitatea? Ce vreau eu în final? Ca să vorbim de rezultate. Vreau ca cei mai buni procurori să fie motivați și cei mai onești procurori să exceleze în procuratură. Nu să plece din procuratură peste 15 ani de activitate. Sau mai devreme. Vreau un corp de procurori unit, onest, profesionist și curajos. Vreau o creștere a încrederii în procuratură de 3 ori. Până la 50% din populație să avem încredere în procurori. Și acest lucru este posibil. În România, DNA-ul are peste 60% încredere. Într-o societate care, din punct de vedere social, este construită cam tot așa ca și Republica Moldova. Spuneam anterior că procurorii nu au frică de procurorii acti superiori și procurorul general. Și că la viitoarele alegeri ale procurorului general, societatea și nu-și mai pune întrebarea dacă CSP merită încredere ca să aleagă un procuror general pe bun. Asta e ceea ce îmi propun pentru un mandat de 7 ani. Acum, care sunt principalele probleme care se confruntă procuratura și o să le menționez foarte rapid ca să trec ulterior la soluții. Independența insuficientă a procurorilor, suspiciunile de corupție din procuratură, calitatea și eficiența redusă a activității unor procurori sau unor procuraturi, încredere redusă a societății, despre care am mai vorbit, investigarea deficientă a unor cauze de rezonanță, la care mă voi referi mai târziu, și valorificarea insuficientă a oportunităților disponibile în procuratură. Care vor fi prioritățile în mandatul meu? Independența va fi prima prioritate. Independența procurorilor. Deoarece dacă nu sunt independenți, procurorii nu au pentru să se exceleze. Cei mai buni implicare din sistem. Și aici, vorbeam anterior de fortificarea Consiliului Superior a Procurorilor și a colegilor sale. 2. Asigurarea numirilor în bază de merit. Înțeleg că aceasta este competența Consiliului Superior a Procurorilor. Dar și Procurorul General are un rol destul de important, a spune, în încurajarea persoanelor de participa la concurs. Să vă dau un exemplu. În anul 2017-2018 au fost suplinite 16 funcții vacante de șefi ai subdiviziunilor Procuraturii Generale. 16 funcții. La care au fost 16 contracandidați. Mi-e greu să cred că din cei 90 și ceva de procurori din Procuratura Generală, doar aceștia 16 vor să candideze. Și ceilalți nu au ambiții de a candida. Eu nu cred în asta. Asta e una. În ceea ce privește încurajarea promovărilor, în ceea ce privește numirile, bineînțeles că Consiliul Superior al Procurorilor are acces la anumite informații. Dar eu sunt sigur că și Procurorul General poate avea acces la anumite informații pe care Consiliul Superior al Procurorilor nu a reușit să le obțină din conținerea de timp. Și dacă astfel vor avea, informații vor apărea cu privire la anumiți candidați, eu le aduce la cunoștință Consiliul Superior al Procurorilor. De asemenea, transferul temporar. A fost modificată legea în anul 2018 pentru a permite transferurile pentru până la 2 ani de zile. Eu știu ce fel de probleme generate astea prin Consiliul Superior al Procurorilor. Intuiesc că nici noastră nu știți care sunt vacanțele reale din procurator. Nu știați. Probabil nu știți. Această practică trebuie să treacă în trecut. Transferurile temporare trebuie să aibă un scop, un singur scop. De a suplini deficitul de cadre până la următorul concurs pe care dumneavoastră îl organizați. Iar după concurs, transferurile temporare nu pot să existe. Ele sunt ilogice. Altfel, autoritatea dumneavoastră este subminată. Dacă un procuror pe perioadă de până la 2 ani de zile este transferată prin discreția procurorului general, oriunde, în oricare procuratură de același nivel, eu nu cred că lucrul ăsta este bun. Revenirea rolului procuraturii generale. Procuratura generală, conform legii, nu are competență de a face cauze penale din oficiu. Nu are. Dar în procuratura generală, dacă nu greșesc, sunt 92 de funcții de procuror. 60% din toți procurorii din țară.
Atent pe cam mult. Procurorii din sectoare se neacă în dosare. Noi trebuie, noi nu o să putem obține numărul mai mare de procurori. Și așa suntem aproape două ori mai mare pe cap de locuitor, numărul de procurori, raportat la mediul european. Noi trebuie să valorificăm resursele pe care le avem acum. Eu cred că merită de regândit rolul Procuraturii Generale. De ce? Fiindcă structura Procuraturii Generale efectiv n-a fost modificată după reforma Procuraturii. Câteva subdiviziuni au fost transferate la DGCorp. În rest, personalul practic nu s-a schimbat. Am impresia că competența Procuraturii s-a schimbat pe 2016. Este de mult. Și Procuratura Generală trebuie să devină mai eficientă. Și aici este un alt aspect care trebuie de menționat. Este când sunt 90 de procurori în Procuratura Generală, care nu au convenient să facă clar. Eu cum o să-și găsească ce se facă? Ei vor cere generalizări de la procurori din teritoriu. Și noi, eu am văzut atitudinea în sondajul din 2018 a procurorilor care de aceste generalizări. Ele mai degrabă sunt o pierdere de timp pentru procurorii din teritoriu decât ceva practic în activitatea lor. Limitarea intervențiilor nejustificate ale procurorilor șefi. Eu cred că, da, există lege, dar trebuie să existe și standarde de operare interne în cadrul procuraturii care scrie foarte clar care este comportamentul procurorului șef în raport cu dosarele instrumentare cu procuratura sa. Și am văzut sondajul din 2018 în care procurorii spun foarte frecvent, procurorii șefi dau indicații nescrise și în cazul în care nu respectă, urmează consecințe. Nu știu dacă astfel de practic merită să fie tolerat. Eu cred că nu. Dacă procurorul șef are ceva de spus, care e problema subiectului? Asta e și mai simplu pentru el și mai simplu pentru procurorul cărui indicații s-a dat, pentru că știe clar ce trebuie să facă. Și el și mai sigur că va face exact ce îi spune procurorul șef și procurorul șef peste o perioadă de timp va confirma acest. Nu va nega. Distribuirea aleatorie a dosarelor și sarcina de muncă în procuratură. Trebuie de regândit volumul de muncă. Volumul de muncă variază foarte mult în funcție anumite procuraturi. Și aici nu vorbesc doar de procuraturile care există vacanțe. Eu vorbesc de procuraturi pe general. 33% din dosarele instrumentate în anul 2018 vineau din municipiul Chișinău. Trebuie văzut care e volumul de muncă în sectoare cu practic cu municipiul Chișinău. N-am făcut o analiză mai detaliată, recunosc. Activitatea echitabilă la inspecții procurorilor. Eu am văzut cazuri când inspecția procurorilor destul de selectiv pornea procedurile disciplinare. Și ulterior le clasa. Tot exact așa cum iniția. Practica asta trebuie să treacă în trecut. Practica potrivit căruia procurorul general autoriza aproape oricare activitate a inspecției procurorilor trebuie să fie eradicată din rădăcini. Inspecția procurorilor trebuie să devină o agenție autonomă în perspectivă eventual să treacă în competență totală sau parțială, în subordine totală sau parțială a Consiliului Superior al Procurorilor. Așa este mai corect în perspectivă. Da, acum eu înțeleg că pentru procurorul general ar pierde ceva, dar nu contează ce pierde astăzi procurorul general, contează ce câștigă procuratura ulterior. Regula prin potrivit căreia controlele inspecției procurorilor trebuie coordonate cu procurorul general, mie mi se pare, sorry, dar totalmente inacceptabil. Că asta înseamnă că, de fapt, procurorul general face planul de activități a inspecției procurorilor. De asemenea, eu nu voi tolera pornirea selectivă urmărilor penale împotriva procurorilor. Eu am văzut câteva cazuri de genul dat, care deloc nu făceau față procurorului general. Apărarea procurorilor împotriva atacuri nejustificate. Da, am spus, voi fi un scut. Dacă procurorii trebuie să înțeleagă, dacă voi fi procuror general, e nouă de sisteme de procuror general. Dacă nu am încălcat legea. Și viceversa. O relație uniformă și bazată pe legea cu politicienii. O altă chestiune, unită să sporească independența procurorului. Ce am în vedere aici? Am în vedere un lucru. Cu mai mulți ani în urmă am întâlnit cu un șef de închisoare din Marea Britanie. Cea mai mare închisoare din Marea Britanie, cu regim sever. Domnul avea 3.000 de oameni ținuți, regim sever, prim organizat. Și el avea 1,55 m. Până la 60 kg. Întrebarea pentru el a fost, Harry, cum reușești să administrezi penitenciarul? Și răspunsul lui a fost foarte simplu. Prima, reguli clare și doi, niciun fel de excepție. Și aceste practici se repetă constant. Eu sunt sigur că în momentul în care
Procuratura va da dovadă că regulile sunt reguli pentru toți, că procurorii nu fornesc dosare în cazuri contestabile, inconsistente politici. Atunci și politicienii vor avea o altă atitudine față de procuratură, dar în perspectivă ei aveau atitudine și față de serviciu. Vorbim acum de independență. Un alt aspect, o altă prioritate pentru mine va fi reducerea corupției în procurată. Vrem noi sau nu vrem, eu recunosc că în oricare instituție în care există, în oricare societate în care există corupție endemic, nu are cum justiție să nu fie corupție. Ea există. Noi nu putem eradica integral corupția, dar să o reducem la nivele acceptabile, este posibil. Cum eu îmi propun să lupt cu fenomenul corupției din procuratură? Prima este fortificarea procuraturii anticorupție. Pentru mine a fost un mister de ce timp de 3 ani de zile procuratura anticorupție nu a avut buget separat. Eu am înțeles că erau confruntări dintre șeful procuraturii anticorupție și procurorul general fost. Dar acest lucru este inacceptabil. Legea e legea, trebuie executat. În momentul în care faci prima excepție, spuneam anterior, ea nu este ultima. Și nu e deloc în interesul instituției pe care o conduce. A doua, investigarea rapidă și echitabilă a tuturor acuzaților de corupție lansate împotriva procurorilor. Dosarele împotriva procurorilor nu pot dura la nesfârșit, fiindcă asta alimentează suspiciunea de neîncredere în procuratură, de o parte, iar pe de altă parte alimentează suspiciunea că da, să așteaptă timpul până ceva trece ceva, oamenii vor uita și oricum sancțiunea nu va fi inevitabilă. 3. Clarificarea regulilor de comunicare ex parte. Eu înțeleg că procurorii pot discuta cu părții, dar trebuie să existe anumite reguli. Există reguli pentru judecători cum pot discuta cu părții. De ce n-ar fi astfel de reguli și pentru procurori? Și aici mă aduc aminte de o situație foarte interesantă în care un procuror a fost văzut în timp de noapte, discutând cu părțile în proces, într-un apartament. Pentru așa ceva, nu că sancțiune disciplinară, pentru așa ceva am impresia că trebuie investigații mult mai serioase. Cum de s-a întâmplat? Care au fost conținetele din care un procuror s-a întâlnit cu parte batemată în proces, în afara orilor de lucru, într-un apartament privat, închis, nu vadă nimeni, și au discutat ei acolo. În momentul în care noi vom da un exemplu de corectitudine, și ce lasă ne vor respecta? Nu vom da, nu putem pretinde respect. Uniformizarea practicii cu la cauzele penale. Am văzut practici divergente în procuratură, în cazuri similare. Lucrurile astea nu adaug loc între ele. Din contra, aceasta doar alimentează suspiciunile în ceva extrem la mijloc. Îmbunătățirea calității și eficienței activității procuratorii și a procurorilor. Prima chestie care o să o propun, simplificarea procedurii penale. Procedura penală în Republica Moldova este extrem de birocratică. Codul de procedură penală trebuie modificat pentru a simplifica și a permite procurorul să concentreze pe esența venirilor, nu pe birocrație. A fost anterior inițiat un proces de modificare, de simplificare a codului de procedură penală. Sper că această inițiativă se continue sub noul ministru al justiției. Și Procuratura Generală va fi un partener din crederea Ministerului Justiției în acest proces. Uniformizarea practicii judiciare și din procuratură. Am spus anterior că este practică divergentă. Eu sunt adeptul practicilor uniforme. Da, înțeleg că există discreție a procurorilor, dar această discreție nu este nemărginită. Ce am în vedere până asta? În România și în multe alte țări există ghiduri de individualizare a sancțiunilor penale. Da, legea permite de la 5 la 15 ani. Dar când e 5, când e 15, sunt circumstanțe agravante care determină un anumit coeficient de majorare, sunt circumstanțe care determină alte coeficiente de majorare și aceste reguli trebuie scrise. Că în momentul în care regulile nu sunt scrise, inevitabil intrăm în haos. Iar în haos cresc crocodilii mari. Noi toți asta știm. De aceea, uniformizarea practicii judiciare și în procuratură va fi una din priorități. Aici, eu cred că Procurorul General trebuie să lucreze cu Curtea Supremă de Justiție. Știu că la nivelul Curții Supreme de Justiție, încă în anul 2017, se lucrează pe generalizarea practicii judiciare pe anumite tipuri de sancțiuni. Pe anumite tipuri din practică, sancțiunile. Și analiza deja este gata. Este în fața plenului Curții Supreme de Justiție acum. Optimizarea volumului de muncă al procurorilor. Spuneam anterior de procurorii au aceleași salarii. De ce cineva trebuie să lucreze mai mult decât altul? Și nu e vorba doar de salarii, e vorba de eficiență. Fiindcă în momentul în care este un procuror bun, care are foarte mult de lucru, inevitabil va greși. Acest lucru trebuie optimizat, așa încât cei mai buni să fie motivați să lucreze mai mult. Nu să lucreze mai puțin, deoarece colegii lor tot lucrează.
Lucrul ăsta poate fi ușor făcut prin sistem de management electronic. O altă chestie care vreau să menționez este că vrem noi sau nu vrem, avem circa 40.000 de dosare finale anual pornite. 40.000 de dosare. 40.000 de dosare pentru 720 de procurori. Nu este o sarcină care poate fi făcut. Real nu poate să faci. Dar nici numărul procurorilor nu va crește în viitorul în perspectivă. Noi trebuie să ne spunem ceea ce eu cred că este posibil totuși este de a stabili priorități pe fiecare an în funcție de fenomenul infracțional. Pe acest tipuri de cauză ne focusăm. În momentul în care are loc un atac al fenomenului masiv, eu sunt sigur că el descrește. Și dacă mai ții un an de zile, o să crească în perspectivă. Asta va duce, în perioada mai lungă, la reducerea fenomenului infracțional și a cauzelor pornite respectiv și la volumul de muncă mai redus al procurorilor. Soluționarea problemei de diversării efectuării expertizelor în cadrul urmăririlor penale. Știm problema, lucrurile trebuie discutate foarte serios cu Ministerul Justiției, astfel încât se ducă la o reformă a instituției expertizei. Fie prin liberalizarea anumitor tipuri de expertiză, fie prin fortificarea centrului de expertiză actual, așa încât să nu așteptăm un an și jumătate anumite expertize. Fie la faza judecării cauzei, fie la faza urmăririi penale. Eficientizarea sistemului electronic de evidență a dosarelor. Impresia mea este că dosarul din procuratură nu este actualizat. Poate eu greșesc, poate nu am toată informația, dar e dosar, vrem sau nu vrem, încolo vom merge. Mai devreme sau mai târziu, mai bine mai devreme. Și el nu trebuie să devină o birocrație în plus pentru procurori, trebuie să devină un instrument eficient de gestionare a dosarelor, așa încât procurorul să fie mai ușor să gestionează dosarul electronic decât hârtie. Înrăutățirea informării profesionale a procurorilor. Ceea ce se întâmplă la ANJ acum este bine, dar poate fi înrăutățit mult mai bine. Instruirea trebuie să transforme una foarte mult, foarte practic. Am observat că deseori, da, în ultimul timp se fac procese simulate, dar procese simulate fără motivarea deciziilor sale nu este eficient. Esența oricărui jurist nu este să înveți de rost texte. Nu este să fie un robot care spune ștampil. Este să judece. Aici trebuie să lucrăm. De asemenea, eu voi fi adept și sper să reușesc, detașez perioade lungi de timp, nu pe o săptămână, pe două. 5-6 luni procurori, mai ales din procuraturile specializate, în agenții din Europa, pentru a lucra împreună, a învăța, împreună cu colegilor din alte țări, practici de investigare a metod categoriei de cauze complexe. Mănătățirea comunicării cu profesiile juridice. E o altă chestie care va spune eficiență. Deci vrem noi sau nu vrem, dar procurorii nu lucrează în vacuum. Ei lucrează împreună cu judecători. Ei lucrează împreună cu avocații. Dacă avocații vor dori, vor tergiversa anumite dosare. Câtori tipuri într-un o să găsesc. Sau judecătorii dacă au anumite probleme tehnice. Inevitabil aceasta va afecta activitatea procurorilor. Eu cred că trebuie să existe dialog foarte bun între procurori, judecători, avocați, ofițeri de urmăririi penale. De ce spun asta? Fiindcă sunt probleme comune. Nimeni nu vrea să lucreze în plus. Eu sunt sigur că pentru o comunicare mai bună, multe bariere birocratice pot fi înăturate. De exemplu, amânarea cauzelor în instanța de judecată. Sau citare. Lucrurile astea pot fi soluționate la nivel tehnic printr-o înțelegere reciprocă pe care toți o respectă. Sunt și alte instrumente în acest sens. Sporirea calității metodice oferite de Procuratura Generală. O altă chestiune. Procurorii am văzut ce opinie au. Opinii lungi și multe. Nu. Opiniile trebuie să fie scurte și clare, așa încât se poate fi aplicat în practică. Eu vă regândi metodologia de aplicare asistenței metodice a Procuraturii Generale. Creștem încrederea în Procuratură. Un alt obiectiv pe care mi-am propun. Exemple practice, spuneam. Practica, când e vorba de reputație, cel mai important lucru. 2. Promovarea celor mai buni, celor mai merituoși procurori, în funcție, vorbesc acum, în calitate de ajuncție Procurorului Generale. Eu nu voi lua procurori din afară, dar sunt eligibile, foști procurori. Eu cred că procurorii, din funcția actuală, vor trebui să fie selectați. Ei vor fi selectați persoane asupra cărora nu planează suficiuni de corupție, lipsă de profesionalism sau integritate. Asta va transmite un semnal bun și pentru procurori și pentru societate. 3. Reacția adecvată la încălcările procesuale. Procurorii trebuie să fie primii care asigură respectarea drepturilor omului. Altfel, judecătorii își pun întrebarea ce fac procurorii și vor face cu noi exact așa. Cum simt judecătorii, cum simt procurorii pe anumite tipuri de cauze. Nu.
Procurorii trebuie să contracareze uloși care abate la respectarea drepturilor omului la lege. În primul rând, să nu pună asta pe seama judecătorilor de instrucție. Acest lucru va atrage un credere mai mare în procuratură. Comunicarea procuraturii, am observat că avem o strategie de comunicare în procuratură, dar comunicarea este deficientă. Nu vreau să intru în detalii aici, că ne ia seara. Spune transparență procuraturii în alt domeniu. Dacă nu avem ce discuta, eu nu spun de transparență absolută, dar o mai multă informație ar putea să atragă mai mult încredere. Acest lucru poate fi făcut prin situații, prin chestii tehnice foarte ușoare. Și ultima chestie, nu e ultima, dar cred că asta trebuie să mă refer. Abrogarea articolului 37 pe când. Eu am opinii în acest sens și vreau să explic de ce. 37, pronunțarea bună știință unei hotărâri sau încheieri sau decizii vădite legal. Eu nu cred că un judecător are mare plăcere să adopte hotărâri vădite legal. Dacă el vrea să o adopte, înseamnă că există o explicație pentru asta. Fie că e vorba de trafic de influență din partea cuiva, fie că e vorba de corupție din partea altcuiva, fie că este vorba de interese personale. Păi astea trebuie urmărite, nu 37. Ipotetic, prin 37, noi putem prinde un judecător. Doi judecători care abuzează de poziția asta. Dar noi îngenuncheam ceilalți 500. Ce obținem noi în perspectivă? Nimic bun pentru țară. Articolul 37 trebuie abrogat și trebuie perfecționat și celelalte norme, încât, în cazul în care vorbe trafic de influență, abuz de serviciu sau corupție, faptele se poate fi recalificate pe acestea, pe acele infracțiuni. Investigarea cazurilor de rezonanță. O altă chestiune pe care spuneam anterior de încredere în justiție și de exemplu. Fără exemple bune, încrederea nu va crește. Fără încredere, viața procurorilor va fi complicată. De aceea eu îmi propun, ca să devină prioritate pentru mine, corupția și abuzurile din justiție, prioritate absolută. Din procuratură și din instanța judecătorilor. Frauda bancară, fără ea, nu avem cum, vrem sau nu vrem. Spălătoria rusească, la îmbrămată, lucrurile trebuie clarificate. Dacă nu s-au comis infracțiuni, atunci nu s-au comis, dar dacă s-au comis, atunci trebuie să ajungă în instanță de judecată și să fie examinat. Și nu trebuie să ne referim doar la judecători aici. Mă interesează cum a fost posibil ca judecătorii să primească acele dosare. Cum a fost posibil ca peste 30 de hotărâri judecătorești la Indigo să fie soluționate și nimeni să nu observe despre acest lucru. Cum este posibil ca dosarele date să ajungă la anumiți judecători care au adoptat 5 ordonanțe și la alții niciun dosar. Corupția în achizițiile publice și în sistemul vamal. Fără asta nu avem cum să creștem economia. Și nimeni nu ne va crede că luptăm cu adevărat cu corupția. Legalitatea restituirii TVA. Un domeniu despre care puțin se vorbește, dar care este extrem de interesant. Trecem în contul TVA. Cunoașteți probabil să știu ce am în vedere. Corupția și abuzul în primăria municipiului Chișinău. Un alt domeniu în care eu mă concentram. Și un alt domeniu, ultimul de fapt, la care vreau să mai refer ca prioritate, este valorificarea insuficientă a coordonatelor disponibile din procuratură. Și când mă refer la asta, vreau să vorbesc despre câteva chestii. Prima este echipamentul din procuratură. Noi trebuie să avem o procuratură mult mai bine echipată decât avem la moment și soluția IT foarte performantă încât computerele să lucreze când este posibil, nu cum amendă. De aceea, voi face o analiză a tehnicii de calcul din procuratură și voi asigura efectuarea achizițiilor care se impun în urmă. Doi, înmulțirea nivelului de securitate din procurători. Îmi cer scuze, procurorii discută pe Viber. Asta e secolul 19. Așa nu se lucrează. Suplinirea posturilor vacante din procuratură, în special din procuraturile teritoriale. De ce spun asta? Avem 6% din procurori funcții vacante, la început de an era. Dar nu e asta problema. Noi avem o treime din personalul care asistă procurorii vacanți. Dacă nu sunt acele 20 ceva de procente sau aproape 30% din personal care se asistă procurorii, vor face procurorii acest lucru. Nu, noi dacă avem state de personal, trebuie să se spunem. Analiza eficientă a Procuraturii Generale și întreprinderea măsurilor ferme pentru eficientizare. Procurorii din Procuratura Generală trebuie să facă într-adevăr politici. Nu trebuie să facă dosare. Și nu au ce aștepta indicații la procurorul general sau adunții. Nu, ei trebuie să știi clar ce trebuie să facă în fiecare zi.
Atragerea de fonduri externe. O altă prioritate. Fondurile externe nu pot fi obținute pentru salarii, dar pot fi obținute pentru instrui, echipament și software. Și destul de importante fonduri. Eu sunt sigur că voi putea să conving partenerii de dezvoltare pentru ca să contribuie în acest sens. Eu știu că fondurile deja sunt rezervate în acest sens. Și dacă îmi permiteți să mă referi, eu am văzut formularul de evaluare, în baza cărora vă fi evaluat astăzi. Și eu vreau să răspund la câteva întrebări. Prima este motivarea, de ce vreau să devin procuror general. A doua este experiența anterioară și competența profesională, care nu rezultă explicit din ce am spus până acum. A treia sunt abilitățile de management. Și a patra, bună reputație și etică. Dacă îmi permiteți, ne înțeles. Că înțeleg că am depășit timpul alocat. Dacă scurt. Da, vă rog, vă expuneți totodată urmă să vă adresăm întrebările. Da, nicio problemă. Prima este motivație. De ce vor să devin procuror general? Eu aș spune că este de fapt o chestie personală la mijloc. Haideți să spunem așa, o dorință personală. Am lucrat asupra reformei procuraturii. În opinia mea este o reformă nu proastă. Dar eu sunt sigur că multe din mijloacele care sunt în legea la procuratură, multe din oportunitățile din legea la procuratură, încă nu sunt valorificate. Și uitându-mă dintr-o parte, când ai copilul tău într-o oarecare măsură pus, dar care nu faci ceea ce trebuie, cumva mă atingi. Personal, am văzut oportunitate ca să mă implic și să ajut. Și sunt sigur că voi putea face față cu briu sarcinilor care sunt puse în fața procurorului general. Asta este mai. Doi. Da, cunosc destul de bine ce se întâmplă în procuratură. Nu am fost niciodată procuror, dar cunosc foarte bine ce se întâmplă în procuratură. Și cunosc foarte bine cadrul legal și limitele unui procuror general. Nu am lucrat doar la legea procuraturii, împreună cu Consiliul Superior al Procurorilor vechi. Am lucrat asupra regulamentului Consiliului Superior al Procurorilor, asupra procedurii de evaluare și de selecție a procurorilor. Asta îmi permite mie să înțeleg destul de bine procesele. Înțelegând procesele, cred că mă mușcam mult mai bine înainte. Trei, personalitate. Nu știu care e opinia dumneavoastră despre mine și nici nu pretind că eu sunt ideal. Nu sunt ideal. Am carențele mele. Dar am o chestie care nu cred că nu puteți nega. Și anume că eu mereu insist pe respectarea legii. Fie că am fost eu avocat și sunt avocat. Fie că am fost în sectorul necomercial, întotdeauna am insistat pe respectarea legii. Nu este oare asta un criteriu definitor pentru a deveni procuror? Înțeleg pe deplin consecințele acestei decizii. Și personale, și de altă natură. Trebuie mi le asum. Fermitate. Și am spus asta și în interviul de la Consiliul Superior, de la Ministerul Justiției. Poate sună bizar, dar eu simt că pot să inspir procurorii. Eu pot să devin un model. Nu știu, bine, rău, nu perfect, cu siguranță. Dar bunicel pentru a inspira procurorii, așa încât în 3, 4, 5 ani de zile să avem un număr suficient de procurori pe care toți îi creează. Acum avem și acum procurori, dar nimeni nu-i vede. Avem procurori, dar ei lucrează singuri. Avem procurori care sunt demotivați în mare parte. Eu văd mandatul, dacă voi fi ales de procuror general, ca unui sacrificiu pentru mine. Dar sper că de bun augur pentru procurator. Și pentru țară. Astea sunt motivele pentru care am candidat. Experiența anterioară. Da, eu nu am fost procuror. Niciodată. Nu se cunosc bine, spuneam anterior, cum funcționează procuratura. De altă parte, faptul că nu sunt procuror, n-am fost niciodată procuror, putea să consider un avantaj în asemenea circunstanță. De ce? Pentru procurorul general, vrem noi sau nu vrem, oricine va fi el, va trebui să ia decizii dureroase. Și atunci când o persoană nu este legată instituțional sau personal de anumite persoane, care vor fi afectate prin asta, inevitabil, dacă dorim să reformăm pe bună procuratură, atunci unei persoane din afară îi va fi mai ușor să ia aceste decizii decât unei persoane care, vrem noi sau vrem, toți suntem oameni, care este cumva deja de ani de zile deprinsă cu situația din procuratură. Plus, atunci când nu ieși din procuratură, se dau mai bine schimbări, se dau mai bine deciziile, mai ales la nivel administrativ. O altă chestie e că, da, eu nu sunt procuror, dar eu mă văd destul direct. Și vă asigur de asta.
Doriți sau nu doriți, dar am un atașament față de procurator. Spuneam anterior că am oprat pe legea procuratorii. Dar vreau să merg mai departe un pic. Să vă explic ce am promovat atunci când am lucrat în grup de lucru la procuratorie. Am promovat independența internă a procurorilor. Este asta mai puțin să spunem. Dar ceea ce avem noi actualmente în cod de procedură penală, inițial nu era în proiect. Și a fost într-o oarecare măsură insistența mea ca să le evităm discreția procurorului Arhișef să intervină asupra procurorului anterior. 2. Salarizarea procurorilor. Despre asta tot nu am vorbit, dar cred că merită să vorbim acum. Vorbiți? Sunt sigur că ați vorbit cu membrii grupului de lucru care au lucrat pe legea procuratorii. Eu am fost unul dintre cei care am promovat în nou sistem de salarizare a procurorilor. Eu am fost cel care m-am întâlnit cu Ministerul Finanțelor, cu Ministerul Protecției Sociale pe atunci, pentru a-i convinge să mărească de 3 ori salariile procurorilor. Era mai mare reticență atunci la nivelul Procuraturii Generale pentru astfel de inițiative, dar am considerat că este corect să fie așa. Fortificarea procuraturilor specializate. În versiunea inițială a conceptului nu se prevedea atât autonomie pentru procuraturile specializate. Am stat în spatele acestei inițiative. Regândirea Procuraturii Generale a promovat întotdeauna. Anume din acest motiv au fost tăiate competențele Procuraturii Generale din instrumenta cauze penale. Asta nu înseamnă că ele nu trebuie instrumentate, în mod excepțional, prin ordonanța Procurorului General, dar ele trebuie să fie excepții care confirmă regulă, nu excepții care infirmă regulă. Cunosc foarte bine procurori, mulți procurori, mai ales pe cei cu experiență. Pe cei cu mai puțin experiență, mai puțin, deoarece am fost formator la Institutul Național al Justiției și i-am format în domeniu în care cunosc mai bine. Cunosc destul de bine procesul decizional și cunosc destul de bine modul de promovare a politicilor. Procurorul general va trebui să fie portavoce a procuratorii. Va trebui să promoveze politicile, fie la nivel de legislație, fie la nivel de finanțare, fie la nivel de personal. Eu știu cum asta se face. Și nu o știu doar din spus, eu știu fiindcă de mulți ani de zile mă ocup cu acest domeniu. Promovarea politicilor. Cunosc destul de bine prioritățile partenerilor de dezvoltare și partenerii de dezvoltare care pot să ajute procuratul. Și vrem noi sau nu vrem, dar partenerii de dezvoltare vor fi probabil unii din principalii agenți de susținere ai procuraturii. Nu politicieni, nu presa politică afiliată și nici chiar cu regret spun, nici chiar judecători nu sunt, și nici avocații nu sunt. Sunt avocat. Da, dar am avut întotdeauna atașament față de drepturile omului. Eu nu am făcut avocatură de afaceri, deși puteam să o fac. M-am concentrat pe respectarea drepturilor omului. Spuneam anterior că asta este o calitate indispensabilă oricărui procuror. Este doar pentru ilegalitate. Și asta se fac să acționez cu respectarea legii. Întotdeauna eu am acționat în calitate de avocat, nu în protecția celor care au fost acuzați. Eu, de fapt, am protejat oamenii care, în opinia mea, au fost îndreptățiți. Fie că era vorba de domnul Ilașcu, fie că era vorba de cauza Iordache, fie că era vorba de cauza Pavlicenco, fie că era vorba de Eduard Pop. Pot să intru în detalii, dar e clar. Persoanele, drepturile cărora au fost încălcate pe cine am reprezentat, nu persoanele care au fost acuzate de infracțiuni și eventual au comis infracțiuni. Da, eu nu am făcut niciodată compromisuri cu conștiință. Niciodată. Și am avut curajul să spun tranșant ceea ce cred. Și n-am făcut excepție. Indiferent cine a fost la guvernare. De ce? Fiindcă e cel mai simplu să spui adevărul. Da, sunt anumite consecințe pentru adevăr, mai ales când justiția nu funcționează bine, dar eu mi-asum aceste riscuri, fiindcă altă alternativă mai bună nu există. Abilități manageriale. Eu au criterii pe care dumneavoastră să le evaluați. Eu sunt manager de peste 10 ani. Nu știu cum se face acest lucru. Am reușit să dovedesc acest lucru în timp. Am luat un ONG de la zero, cu 9 ani în urmă. Acum acest ONG este unul din cele mai vizibile și mai sustenabile ONG-uri din Republica Moldova. Îmi permit să spun acest lucru. Mereu am fost verificat de autorități. Am reușit să dovedesc că îmi asum deciziile. Dacă am luat o decizie, eu respect. Și nu mi-o schimb peste noapte. Da, aici trebuie să menționez un lucru. Eu nu iau decizii foarte rapid. Mă consult. Ascult oamenii. Bineînțeles că sunt situații 50 la 50. Și atunci decizia care trebuie să fie. Dar după asta, dacă o iau,
ea trebuie respectată de către toți. Și asta de fermitate și colegii domnului din spate, care acționează ca atare. Un alt criteriu pe care mi-a să le folosesc libertatea de exprimare, în ce măsură încurajez libertatea de exprimare? Întotdeauna am fost liberal în abordări. Întotdeauna. Și nu am fost liberal în abordări, ci am promovat libertatea de exprimare, cum am putut. De exemplu, cauza Guja am dus la Curtea Europeană eu, când domnul Guja a fost conciliat din procuratură, pentru că a făcut publice anumite informații despre influențele împotriva procurorilor. Cauza Manole și alții împotriva Moldovei, care se vizează cenzura de televiziunea publică de Radio Moldova, sau dosarele Flux, toate au fost duse la Curtea Europeană de către mine, pentru a promova libertatea de exprimare. După mulți ani de practică, nu cred că o persoană se poate schimba în acest domeniu. Spuneam anterior că am peste 10 ani de management în spate. Da, și sunt responsabil de gestionarea fondurilor. Înțeleg destul de bine cum au loc acest proces și ce ar trebui făcut pentru eficientizarea la maximum unei entități. Și ultimul aspect este bună reputație. Revenind la bună reputație, eu am declarat întotdeauna conflictele de interes. Conflictele de interes nu sunt o problemă. Declararea lor este problemă, mai degrabă, nedeclararea lor. Întotdeauna le declar și întotdeauna o fac transparent. Am făcut-o asta la Ministerul Justiției, am făcut-o asta și astăzi. De ce? Fiindcă aparențele contează foarte mult. Mereu am fost verificat de către autorități. Și în 2008 am fost verificat de autorități. Fără a mi se comunica clar. Și în 2017, și în 2018, și în 2019, fără a mi se comunica. Dar Moldova e o țară mică. Certificatele sunt curate. Aceasta e o confirmare clară a faptului cât de mult am compromis eu până acum. Dacă SIS-ul și CNA timp de două luni de zile, când am dat în 2019 în spatele meu, nu au găsit nimic, asta ar trebui să vă spun mai multe lucruri. Am fost acuzat în presă și pe rețele sociale de către oameni care nu au, că sunt meschin, că nu mă știu ce mă interesează. Prima chestie care vreau să spun, eu pe oameni și nu i-am văzut niciodată. În față nu i-am văzut niciodată. Dar cei ce au scris ei spuneau că am salarii foarte mari. Da, puteam să am și mai mari. Dar n-am făcut avocatura clasică. Am făcut avocatura de altă natură. Dar acuzațiile care mi se aduceau, obiectiv, îmi crea impresia că eu sunt cel mai unie să mă dupeam. După cât eu contribuit ei în spatele meu. Da, am fost acuzat că am făcut donații partidilor politice. Da, am făcut. Recunosc că am făcut. Dar vă rog să vă puneți în locul meu și să vă gândiți la un lucru. Ce se întâmplă atunci când cineva vă cere ajutor? Onest vă cere ajutor. Vă cere ajutor pentru ceva care n-ați ne împărtășiți. Reforma justiției, de exemplu. Eu cred că e datoria celor care pot să ajute astfel de persoane în perioada incipientă. Am făcut-o cu respectarea legii, din surse pe care le-am, transparent, și n-am ascuns asta niciodată. Eu cred că asta e o confirmare foarte clară. Acum ar trebui să comportă toți. Noi avem foarte mulți oameni care donează la partide și se ascund. Eu nu cred că asta le face față. Doar prin transparență și onestitate noi putem recupera încrederea în procuratură. Eu vă mulțumesc, domnul Crubincea, și cred că ar fi cazul să trecem la întrebări pentru a respecta termenul limită pentru fiecare candidat care este astăzi la proba interviului. Noastră, la întrebări, să aveți ocazia de a suplini ceea ce ați dorit acum să ne spuneți. În discursul dumneavoastră v-ați referit la mai multe elemente din conceptul dumneavoastră management, dar aș vrea să le numiți pe cele forte și care ar fi valoarea acestor activități procuraturii odată implementate. Eu cred, am vorbit de 6 priorități, eu cred că din aceste 6 priorități eu o să uita 3. Independența procurorilor, combaterea corupției și calitatea activității procurorilor. Astea sunt 3 care, dacă vor fi eradicate, vor face procuratura mult mai eficientă și cu lucrării mult mai mari pentru procurori, să lucreze procurorilor. Și nu avem o rotație atât de mare a cadrului. Vă mulțumesc. Dumneavoastră care spuneți că participați la mai multe proiecte internaționale, cunoașteți că mecanismele de monitorizare a activității în domeniul justiției, din sectorul justiției internaționale, ca GRECO, CCPEU, au exprimat îngrijorări cu privire la calitatea de membru
a Ministrului Justiției, a Președintelui CSM-ului și totodată și sunt și anumite îngrijorări și țineri de Procurorul General, ca membri de drept ai Consiliului Superior al Procurorilor. Ce poziție dumneavoastră aveți în raport cu aceste, cu acest aspect? Eu am văzut opinia CSM-ului, dar nu am fost tranșant. Adică n-am spus foarte clar că Procurorul General nu ar trebui să fie membru al Consiliului Superior al Procurorilor. E tot altceva. Cred eu. Înțeleg că întrebarea dumneavoastră se direcționează în valoarea independenței Consiliului Superior al Procurorilor în raport cu Procurorul General. Eu înțeleg foarte bine că un Procuror General care are, de fapt, o părghidie influență asupra 6 membri al Consiliului Superior al Procurorilor, 6, pentru că după extrarea mandatului Procurorilor aleși și revină procuratori, are o pondere mai mare decât un singur vot. Din punct de vedere comparativ, este greu de spus dacă Procurorul General trebuie sau nu trebuie exclus din Consiliul Superior al Procurorilor. Dacă vorbeam anterior, nu contează atât de mult unii Procurorul General, contează mai mult cum se comportă Procurorul General. Fiindcă Procurorul General poate să vină așa din CSP, dar din spate să fac niște lucruri care sunt mult mai toxice pentru Consiliul Superior al Procurorilor decât prezența lor în ședință. Opinia mea este, nu contează unii este Procurorul General, contează ce el face. În momentul în care un Procuror General este corect, în momentul în care un Procuror General, și am spus azi de aici, dar vă spun, eu nu sunt adeptul unui Procuror General puternic, eu sunt adeptul unui procurator puternic. De ce? Fiind sub un copac foarte mare, foarte greu cresc ca să copaci. Procurorul General trebuie să înțeleagă că trebuie să împarte puterea pe care o alții. Și să colaboreze cu Consiliul, nu se confunde. În momentul în care noi avem o colaborare bună între Procurorul General și Consiliul Superior al Procurorilor, cred că nuanța este un membru CSP sau nu este membru CSP, e o chestie secundară. Din contra chiar prezența lui în calitate de membru a Procurorului General în Consiliul Superior al Procurorilor, dacă sunt respectați comisiile pe care vorbeam anterior, el va fi un plus valoare pentru Consiliul Superior al Procurorilor. De ce? În Consiliul Superior al Procurorilor, în primul Procurorul General își poate unii eforturile pentru cumva aceleași valori pentru Procurator. Asta unul și doi, ca să auzi mai bine probleme la nivel de personal. Fiindcă la nivel de procuratură, la nivel de procurori, da. La nivel de procurori, responsabil este Consiliul Superior al Procurorilor, dar la nivel de personal care asistă procurorii, responsabil este Procurorul General. Și atunci, abordarea unui aspect, alt aspect, inevitabil nu aduce lucrurile foarte eficiente. Sper că am răspuns la întrebarea dumneavoastră. La una, o parte a întrebării, am menționat și despre Ministrul Justiției. Despre Ministrul Justiției. Ceea ce am spus până acum, chiar am făcut o analiză comparativă a prezenței Ministrului Justiției în Consiliul Judiciar. Fiindcă în Consiliul Superior al Procurorilor e greu de spus, fiindcă nu există Consiliul Superior al Procurorilor în multe țări. Și concluzia care mi s-a format este că, în mare majoritate a țărilor, Ministrul Justiției este parte al Consiliului Judiciar și de ce? Fiindcă Consiliul Judiciar are o nouă inițiativă legislativă. Ministrul Justiției poate genera inițiative legislative și atunci Ministrul Justiției trebuie folosit pentru a aproba. E tot altceva care este punerea Ministrului Justiției și soluția care există acum în Consiliul Superior al Magistraturii ar putea să fie una bună. Prezența în Consiliul Reprezentant de Vot, chestiuni de selecție, promovare și disciplină. Deci să spunem tranșant că nu, ei nu merită. E greu de spus, fiindcă trebuie să iei modele din alte țări. Și cred că de mult a fost inventat. Să iei inventat, nu știu, cred că este o soluție foarte bună. Și riscul să mai de altă parte. Dar soluția care este acum în lege cu la Consiliul Superior al Magistraturii, probabil ar fi o soluție interesantă și pentru Consiliul Superior al Magistraturii. Vă mulțumesc. Și o întrebare de ordin procesual. În ce cazuri Procurorul General poate retrage o cauză penală de la un procuror și să-l transmită la altul? Dacă nu greșesc eu, regulile sunt aceleași stabilite în codul procesului civil, articolul 54. Nu le mai țin minte. În civil, sigur, că nu cred că nu. Nu, în civil nu are cum, că nu sunt de-asta. Păi așa v-ați exprimat dumneavoastră. În codul procesului penal. Asta aceeași regulă generale, care trebuie să fie. E adevărat, Procurorul General are dreptul să invalideze orice ordonanță. Opinia mea este, atât timp cât o cauză penală, te rulează bine, mersi, Procurorul General nu are ce să fie în aceste cazuri. Simplu nu are ce să fie în aceste cazuri. Dacă Procurorul General, dacă este ceva neobișnuit, ești din comun în aceste cazuri, doar în aceste cazuri. Dar inevitabil este 30 de zile, cum vrei să vorbim cu Procurorul General. Celălalt caz nu mi-e chipul cum, pentru că Procurorul ar superior, nevredocir, trebuie să decide problema incompatibilității, trebuie să decide problema vacanței procurorului sau în alt caz. Eu cred că doar atunci când procurorul are superior,
nu manifest suficient diligență pe anumite tipuri de dosare. Doar în aceste cazuri ar putea să intervină procurorul general. Asta e prima, asta e invalidarea ordonanței, dar există altă chestie, invalidarea dosarelor. A doua parte, procurorul general, prin ordonanță proprie, poate schimba competența teritorială. Și în ceea ce privește și pe competența teritorială, e o altă chestiune. Opinia mea este că această instituție trebuie să existe, dar trebuie să fie foarte, foarte, foarte excepțională. Eu aș fi adeptul următorului mecanism. Procurorul general nu poate spune că eu din procuratura asta am făcut acest lucru. Procurorul general, în primul rând, sau în primul rând, ordonanță proprie trebuie să facă acest lucru și asumi responsabilitatea și cel mai des acest lucru ar trebui să se ducă la preluarea dosarului din procuratura generală, la procurorul din mecanism special. Asta ar fi cea mai bună soluție. Sau alte soluții care ar putea să fie, care eu văd, este preluarea unui dosar care, la prima vedere, nu se încadrează strict în sensul în competență de DGCOX, dar este în teritoriul foarte sensibil, sunt mai multe competență de DGCOX și văd dacă acesta are instrumentarul necesar pentru a investiga mai eficient cauza. Dar eu nu cred că ar putea fi mai mult de vorba de 10 cauze pe an. Dacă nu greșesc, în 2019, procurorul general a fost această procedură în piste de 100 de ori. Cel puțin în ceea ce privește procurorul cauze pentru procesul de corupție. Acest lucru este inacceptabil. Vă mulțumesc, stimați colegi, cu întrebările dumneavoastră. Domnul Cătăbunța, în prezentarea dumneavoastră ați abordat un subiect extrem de sensibil despre care se discută mult acum în mediul de specializare și anume este vorba despre debirocratizarea procesului penal. Aș vrea să ne spuneți acum care sunt în viziunea noastră câteva dintre cele mai principale probleme la urmărire penală care generează această situație. Mulțumesc pentru întrebare, este foarte interesant. Prima chestie, eu aș încerca să mă uit care sunt măsurile de urmărire penală care atrag prea mult timp, efort al procurorului general, care nu este absolut de interesat. De exemplu, reținerile. Pentru cine trebuie nou câteva procese verbale în cazul reținerii? Un exemplu. Sau, a doua chestiune, măsurile preventive, non-privative de libertate. De ce ele pot fi dispuse numai pe două luni? Fiindcă în două luni de zile, procurorul trebuie să dispună din nou și din nou și din nou. A treia este practica de prelungire a urmărilor penale fiecare 30 de zile. Eu n-am văzut în lege astfel de chestii, dar se întâmplă. Vreau să spun o chestie aici. N-am spus-o, dar trebuie să o spun. Relația dintre procuror și procuror șef, ierarhul superior. Procurorii trebuie să înțeleagă că e decizia lor pe caz, nu e procurorul șef. Formarea de mult nu mai există. Ordonanța fără misiune. Știu că în practică există. Dar de iurie nu există. Și procurorii de caz trebuie să fie responsabili de dosarele proprii. În momentul ei iau decizii, dar în momentul în care iau decizii, trebuie să asume și responsabilitatea pentru decizia lor. Și în acest caz nu trebuie să umblăm cu extinderea urmăririi penale, etc. O altă chestie care pentru mine tot este destul de interesantă, este, știu că nu o să pară foarte popular aici, dar drepturile procesuale. La noi drepturile procesuale în codul de procedură penală sunt numerate exhaustiv. Și din cauza enumerării exhaustive, probabil ceva, numai decât în practic ceva să omite. Poate ar trebui să trecem la permisiunea că nu ceea ce se poate, dar ceea ce nu se poate. E mai simplu. Eu sunt adeptul soluțiilor de management. Dacă anumite procese, din perspectiva efectelor, adaugă mai multă birocrație decât impact, acele procese trebuie simplificate. La maxim. Eu v-am dat doar câteva exemple din ceea ce o să fie. În recurs, recursul anulare, recursul interesului legii, în genere acolo, trebuie clarificat. Revizuirile... Dacă le luăm pe toate, nu ne ajunge o zi întreagă. Revizuirile. Revizuirile, în genere, procedura din codul de procedură penală este ilogică. Cum pe revizuire, te duci în prima instanță. Dacă ai hotărârea, decizia Curții Supreme de Justiție. Dar asta sunt alte chestiuni. Adică sunt multe chestii care trebuie soluționate. Da. Și o altă întrebare pe care o am eu are o ușoară natură filozofică. Sunt sigură că știți și dumneavoastră că în orice cultură instituțională motivația și exemplul vine de la conducătorul instituției. Vreau să modelăm împreună cu dumneavoastră așa o situație în care dumneavoastră ați acces în funcția de procuror general. Și sunteți prezent la adunarea generală a procurorilor de la început de an
Aș vrea să ne spuneți câteva gânduri care ar fi final de discurs public al procurorului general cu îndemnul pentru procuror, astfel încât toate cele valori despre care dumneavoastră ați vorbit în prezentarea dumneavoastră să fie conștientizate de către ei. Bună întrebare. Mă stau prin surprindere, trebuie să recunosc că nu m-am gândit niciodată la asta. Dar probabil că aș spune câteva lucruri. Primul lucru este, dumneavoastră sunteți luritorii propriei reputații și a propriei sorți. Și noi în viață luăm decizii pe care luăm și trebuie să stăm cu ele. Încercați să luați deciziile corecte și nimeni nu va avea posibilitatea să vă influențeze. Doi, încercați să faceți lucrurile în care cu adevărat credeți. Nu în care cred vecinii, nu în care cred șeful, ci cele care vă reprezintă cu adevărat. În limitele legii, bineînțeles. Și trei, șefii nu sunt șefii dumneavoastră. Ei sunt administratorii instituției în care acționați. Înțeleg că e complicat de la sfârșit. Asociați-vă. Faceți ce doriți. Plecați peste hotare. Autoinstruiți-vă ca să deveniți mai buni. Timp cu oricine sau orice care e aproape din mediu, e idee proastă. Fie sunteți cei mai buni, fie nu sunteți valorificați până la sfârșit. Da, permiteți. Întrebarea mea, puteți să o divizați în două părți. Deci, prima parte a acțiunii. Care sunt atribuțiile administrative și atribuțiile procesual-penale ale procurorului general actualmente? Și a doua parte a întrebării, ce vedeți în perspectivă privitor la aceste atribuții? Legea nu stabilește competențele procurorului general procesuale. În legea de la procuratură și deci în codul de procedură penală, competențe specifice pentru procurorul general nu sunt prevăzute. Prin urmare, se aplică regulile, adică nu avem o listă exhaustivă. Da, este menționată ordonanța, dar în legea de la procuratură nu avem competențe deosebite ale procurorului general, cu excepția probabil a trei competențe. Urmărirea penală împotriva judecătorilor, urmărirea penală împotriva procurorilor, și retragerea dosarelor din competență n-o să mi-a altă parte. Nu mi-aduc aminte de altă competență, procesuale vorbesc. Da? În rest, se aplică regulile procurorului ierarhic superior. Asta în ceea ce privește aspectul procesual. În ceea ce privește competențe administrative, că tot managementul este pe seama procurorului general. În principiu, tot managementul procuraturii. De la buget până la personalul procuraturii generale, nu vorbesc de procurori aici, personalul procuraturii generale, reprezentare, tot. Și noi vrem mai sau... Noi putem să nu avem chestii de scris în lege. El nici nu trebuie să fie scris în lege. Dar aspectele de management trebuie să le cunoască fiecare. Eu nu sunt sigur că am înțeles până la sfârșit întrebarea mea asta în ceea ce privește aspectele administrative. Dar eu sunt sigur că toate bunele practici de management nu sunt străine pe procurorul general responsabil. Da, dacă poate aș te-a clarificat cum era întrebarea din asta, ca să nu mă răspunsă. Eu am înțeles răspunsul și eu... Dacă aveți ceva de adăugat sau de clarificat, dar în perspectivă, ce ați vedea, sensul la fost, doar aia e evidenția, ce ați vedea eu? Ați scăpat a doua parte a întrebării pe care... Ce aș vedea eu de modificat, da? Din perspectiva administrativă. Eu v-am spus că există două părți a întrebării. Da, deci așa am rugat clarificare. Mulțumesc pentru clarificare. Ce aș vedea eu? Prima chestie este clarificarea relațiilor dintre inspecția procurorilor și procurorul general. Procurorul general nu mai trebuie să mai fie un șef de facto al inspecției. Inspecția trebuie să fie autonomă în activitatea asta. Indiferent, formal, este sub procurorul general sau nu este sub procurorul general. Toate sesizările trebuie să ajungă la inspecție, nu la procurorul general pe masă până ajunge la inspecție. Da? Asta e prima chestie. A doua chestiune la nivel administrativ este la nivel de personal al procuraturii în general. Eu vreau să înțeleg foarte clar unde ne aflăm noi procuratura la nivel de personal. Am văzut că aveam un deficit de 30% vacanță în procuratură. Cum acest lucru a fost posibil? Și de ce aceste vacanțe nu sunt suplinite? A treia, și la nivel administrativ, eu aș trimite personal în teritorie. Eu am aflat că în procuratura generală, practic fiecare șef de subdiviziune are asistenți. Înțeleg chestia asta, dar e greu de explicat când în procuraturi aceștia noi, teritoriale acestea nu există. A,
Da, la nivel de resurse umane am impresia că lucrurile stau foarte, foarte rudimentar în procuratură. Evidența dosarelor e pe hârtie. Sper că s-a schimbat în ultimii 2 ani de zile. 3 ani în urmă era pe hârtie. Și la nivel de buget și planificarea bugetului, nu știu care e situația. Am văzut odată, tot în documente Word, ceea ce mi se pare foarte depășit. Și la nivel de reprezentare, da, ce aș face la nivel de reprezentare, aș crea unitate specială de comunicare cu instituțiile de stat. Și a doua, la nivel de Procuratura Generală, aș crea o subdiviziune responsabilă de examinarea informațiilor aparent care trag a fi infracțiuni din presă. Procurorii nu mai trebuie să aștepte sesizări din partea presă. În momentul în care informațiile din publici, procurorii singuri trebuie să se intereseze de potențiale incidente. Dacă nu se adeveresc, nu se adeveresc. Dar dacă se adeveresc, trebuie să mergem mai departe. Altfel, o să repetăm mai greșit. Spuneți, domnule candidat la funcție de procuror general, eu sunt adeptul opinii privitor la opinii scurte și clare, deoarece deseori ne ajută să ne construim dialoguri constructive. În contextul discuției anterioare care ați avut-o cu colegul și în discursul dumneavoastră ați menționat despre o perspectivă ce privește remodelarea statutului Inspecției Procurorilor. Întrebarea mea, la etapa elaborării proiectului legii procuraturii, dumneavoastră ați pledat pentru faptul ca Inspecția Procurorilor să subordoneze Consiliul Superior al Procurorilor, fiindcă aici poziția dumneavoastră coincide cu actuala componență a Consiliului Superior al Procurorilor, sau ați încercat și nu ați reușit, ori ideea a apărut la dumneavoastră pe parcurs, după o anumită etapă de implementare acestei legi. Ok. Bună întrebare. Eu o să vă surprind, dar întrebarea privind la poziția Inspecției Procurorilor nu a fost foarte larg discutată în grup de lucru. Inspecția Procurorilor era tradițional sub în subordinea Procurorului General. Și ea, dacă eu nu mi-aduc aminte, eu nu am discutat foarte mult tema asta, dar dacă nu mi-aduc aminte, dacă mi-aduc aminte greșit, Procuratura Generală știu că insista ca inspecția, locul inspecției să nu fie schimbat. Asta e una. A doua chestiune este, eu recunosc că atunci nu am înțeles seriozitatea problemei, dar când am văzut regulamentul nou al Inspecției Procurorilor, am înțeles mai bine despre ce este vorba. Revenind la întrebarea dumneavoastră, inspecția este o parte a managementului intern. Managementul, dacă inspecția este parte a managementului, trebuie să fie sub manager. Managerul procuraturii este procurorul general. E logic să fie inspecția sub procurorul general. Dar, aici trebuie să pui câteva virgule. În momentul în care acest control este nelimitat, asta poate genera monstre. De aceea am spus anterior, în perspectivă, inspecția procurorilor trebuie transformată într-o agenție autonomă, nesubordonată nimănui. Fiindcă de ce? E greu să subornezi Consiliul Superior al Procurorilor când Consiliul Superior al Procurorilor va examina plângerile împotriva hotărârilor colegilor disciplinare. Dar încă un dar aici. Noi nu trebuie să creăm instituții dragul creierii instituțiilor. Aceste instituții trebuie să poată funcționa efectiv. Și eu înțeleg. În momentul în care, la momentul actual, noi luăm inspecția procurorilor și o dăm separat, există un risc foarte mare ca procurorii din teritoriu să nu colaboreze cu inspecția în modul în care ei ar trebui să colaboreze. Vă spun asta din experiența practică, cu Consiliul Superior al Magistraturii. Da, mulțumesc. Mi este clar poziția dumneavoastră. Și a doua întrebare, care într-un anumit grad are legătură cu precedenta. În fișa de evaluare, unul din subcriterii ține de publicațiile care le aveți dumneavoastră și actualitatea, impactul acestora asupra activității de perspectivă. Știu că aveți și activitate didactică, sunteți autorul la mai multor lucrări. Una din lucrările publicate dumneavoastră este cu titlul Optimizarea Procuraturii și a sarcinii de muncă a procurorilor, care a apărut sub tipar în anul 2014. Cum crezi dumneavoastră? Rămâneți fidel cu conținutul acestei lucrări sau după reforme care au intervenit în parcurs, considerați că este necesar o a doua ediție a acestei lucrări? 2014, 5 ani pentru management foarte mult.
Mai ales că în 2016 am avut o modificare a cadrului legal de la Procuratură. Acel studiu se referea la două aspecte. Procesele interne din Procuratură și, în special, în Procuratura Generală. Procesele interne din Procuratura Generală un pic s-au schimbat, dar nu foarte mult. Iar în ce îți privește cifrii, când e vorba de analiza proceselor, trebuie dat în cifre. Și în cifrele din 2014 nu cred că mai reprezintă anul 2019. Ar fi un exercițiu foarte interesant de făcut un astfel de calcul, deși foarte complicat. Atunci noi am petrecut un an de zile în statistică. Apropo, statistica a fost calculată pe hârtie, fiindcă sistemul electronic nu era. Sper că acum, dacă e dosarul este și toată informația este el, informația statistică va fi mai accesibilă. Ar fi un instrument foarte, o sursă foarte bună de inspirație în un instrument de management foarte bun. A doua chestie în ceea ce privește câte din recomandările mai sunt valabile. Unele recomandările mai sunt valabile. De exemplu, examinarea petițiilor în Procuratura Generală. Anual, Procuratura Generală primește 2000-3000 de petiții. Am observat că multe plângeri penale sunt tratate ca petiții. Și de asemenea am observat că multe petiții sunt tratate ca cauze penale. Ceea ce n-ar trebui să fie. Petiții nu trebuie să ocupe procurorii. Dacă e vorba de respectarea unui act administrativ care nu este, nu trage la penal, ele n-au ce fi examinate de procurori. Procurorii au ce să ocupa. Trebuie să creată o subdiviziune separată care se va ocupa de petiții, în care sunt funcționari publici. Și în cazul în care este vorba de petiții, să fie petiții, dacă splânge, atunci să fie penale. Și să emită ordonanțe. Altfel avem răspunsuri la plângeri penale prin reacția la petiții. Ceea ce, din punct de vedere procesal, poate este o problemă. Sunt mai multe recomandări acolo. Mulțumesc. Adică, într-o anumită perspectivă, o să reveniți asupra unei acestei ediții sau unei lucrări de același gen. Da, foarte mult depinde de decizia noastră de astăzi. Într-adevăr. Mulțumesc, doamnă președinte. Spuneți, vă rog, v-ați referit că în Procuratura Generală, sau cunoașteți, că în Procuratura, nu Procuratura, dar pe întreg sistemul Procuraturii, există cazuri de o tergiversare a urmăririi. Spuneți, vă rog, în acest context, cum vedeți dumneavoastră responsabilizarea procurorilor în activitatea de urmărire? Așa, de unde știu chestiile astea? Din cifre, statistica, clar că e ușor. Poate să mințești cu statistică, dar e mai ușor să mințești fără statistică. Și m-am uitat peste raportul de activitate al Procuraturii Generale pentru anul 2018 și am constatat că numărul cauzelor penale venit la sfârșitul anului 2018, care erau mai mult de 6, s-a triplat în anul 2018. Ceea ce trebuie să ne pună pe gânduri. Cum acest lucru poate fi soluționat? Relativ simplu. Sistemul electronic ar putea să fie în primul rând trebuie să existe standarde cât ar trebui să dureze în mediul un anumit tip de cauze, da? Obișnuită, fiindcă sunt cauze și cauze. Dar trebuie să existe, de exemplu, standard, o cauză de furt ar trebui să dureze de la 2 săptămâni până la 1 sau 1 jumătate până la transmiterea în judecată. Și lucrurile astea trebuie introduse în sistem. În momentul în care termenele sunt depășite, sistemul automat trebuie să scoate în evidență. N-ai ce uita peste fiecare dosar, că e inutil. Dar asta ar permite să fie un instrument pentru procurorii șefi, fiindcă procurorii șefi tot nu țin minte toate dosarele care sunt la ei în procuratură. Se mai întâmplă, toți suntem oameni. Dar asta ar putea să sublinieze unde sunt tergiversările. Și nu e vorba de tergiversări ca atare. Dacă e vorba de 2, 3, 5 zile, nu e o problemă. Dar când este vorba de luni, de ani, acolo trebuie să fără întrebări. Și când se generalizează activitatea procuraturii pe anumite subdiviziuni, discute chestiile date. Da, sub anumită expertiză nu poate fi efectuată. Bine, haideți să vedem cum soluționăm problema aia. Dar în momentul în care nu există explicații pentru astfel de tergiversări, atunci discuția trebuie să intre într-o altă formă. Și atunci, dacă procurorii o să știe că nu merită de tergiversat anumite urmăriri penale, atunci nu le vor tergiversa. Fiindcă noi toți înțelegem. Un dosar penal în care există probe și ai probabilitatea să ajungi în instanță de judecată, se vede în primii 2 luni de zile. Dacă în 2 luni de zile n-ai acumulat probe, e foarte improbabil să obții probe ulterior. Și dacă nu ai probe, de ce ți-e dosarul? Pasează-l. Dacă ești sigur că ai discreția, procură la omul în chestii de probațiune. Dar atunci când clasezi cauze penale, când există probe, s-a comis o infracțiune nejustificată. E o situație. Și când te diversezi o cauză penală, când n-ai probe, e o altă situație. Nu vreau să dau exemple concrete aici, că suntem în cazuistă. Dar mă tem că am cam multe de astea. Când dosarele penale durează cu 15 ani la faza urmăririi penale, fără probe. Altă atunci când am analizat
lista candidaților la funcția de procuror general ce a fost depusă la comisia care a activat Ministerul Justiției, am văzut doar nume și fețe de bărbați. Și atunci când am avut rezultatul final și astăzi la examen, de asemenea, sunt doar bărbați. De ce credeți că femeile nu au dorit să participe la un astfel de concurs de ocupare a funcției de procuror general? Și de ce femeile care activează în sistemul procuraturii în funcție de procuror, proporțional, sunt mult mai puține în funcțiile de conducere în procuratură? Care este cauza în opinia dumneavoastră și dacă vă gândiți cumva să motivați sau să le ajutați sau să schimbați situația existentă la moment, ori este una relativ normală și mergem prin noi? Da, foarte bună întrebare, fiindcă vine, sclează foarte bine pe un studiu care l-am făcut recent, cu două luni în urmă. Din 16 subdiviziuni în Procuraturii Generale, doar una este condusă de o femeie, din 16, iar media femeilor în procuratură e aproape de 40%. Eu sunt rămas surprins când sunt așa de multe femei procurori. La nivel de procuraturile specializate, aveam 14 sau 15 procurori șefi și adjuncții acestora. Dintre acestea doar una erau două mai înainte, doamna Petișor și doamna Zacaria, femei. Restul erau bărbați. Există o explicație pentru asta. Și pentru ca să venim cu soluții, trebuie să înțelegem unii probleme. Și problema, în opinia mea, sunt mai multe aspecte. Primul aspect era că, tradițional, cu 20 de ani în urmă, funcția de procuror a văzut ca o funcție de bărbat, nu o funcție de femeie. Femeile, deși erau puține la facultate atunci, devineau judecători mai degrabă decât procurori. Adică nu avem foarte multe femei cu experiență. Asta e impresia mea. Unu. A doua chestiune, vrem noi sau nu vrem, dar funcția de procuror este mult mai stresantă decât cea de judecător. Trebuie să fugi după probe, trebuie să fugi după marturi, nu se primește ceva, iar funcția de judecător e mai statornic cumva. Și fenomenul a dus la aceea că se feminizează justiția, instanțe judecătorești. Acum, în Republica Moldova, mai mult de jumătate din judecători sunt femei. Și trendul general în toată Europa, mă uitat chiar peste cifre, sunt mai mulți bărbați procurori decât femei. Dar, totuși, nu-i 40% în funcție de conducere nici în Procuratura Generală, da? Adică vedem un decalaj foarte mare. Niciun candidat la funcție de procuror general nu a fost dat asta. Întrebarea de ce? Și aici intrăm în egalitate de gen. Și când e vorba de egalitate de gen, nu înseamnă că trebuie să selectezi cineva mai prost pentru o funcție doar deoarece genul cel. Nu. Este dreptul de a avea o șansă egală în condiții egale. Dar asta nu înseamnă că șanse egale, asta înseamnă că gata, dacă nu ai șansă, înseamnă că renunțăm, nu suntem egali. Nu, noi trebuie să creăm premize pentru asta. Și tradițional, în Republica Moldova, de unde se iau inegalitățile la sfârșit? Eu am predat la facultate, am predat la ING, am predat la Institutul Centrului Instituirea Avocaților, știu ce pot să spun, cei mai buni studenți erau femei la facultate. Iar la rezultatul carierei, cei mai bine remunerați și mai apăsați erau bărbații. De ce? Și explicația e simplă. Noi nu avem creșe. Noi nu avem creșe pentru copii mici. Iar femeile iau decizia în Republica Moldova să-i duce copiii. Și atunci vine primul copil 2 ani de zile întrerupere. Vine al doilea copil încă 2 ani de zile. Efectiv, peste 2 copii, diferența de experiență de 4 ani. E clar că oși care aranjator, subiectiv vorbind, ar vrea să aibă cineva cu experiență continuă în funcție. Prin urmare, abordările trebuie să fie mult mai, nu administrative, ci mai degrabă de încurajare a asumării rolului de părinte de către ambii soți. Asta e unul. A doua, va mai dura. Va mai dura e o chestie de cultură, dacă vreți. Și a treia chestiune, nu știu de ce în Republica Moldova funcția de procuror general este văzut ca o persoană care să fie foarte fermă în poziția sa. Și am auzit unii procurori care îmi spuneau că nu, eu sunt foarte moale. Oamenii puternici sunt noi. Oamenii slabi, credeți cum numesc. Probabil reticența asta de a luată din percepția socială că trebuie să te pun masă, iar femeile nu sunt deprinse cu asta. Este și una din explicațiile pe care le văd pur subiective de ce se întâmplă, ce se întâmplă în procuratură. Dar eu sper că în viitor mai, nu atât de departat, proporția se va schimba. Da.
Mulțumesc, domnul președinte. Domnul Grădincean, de fapt, am identificat pentru mine două aspecte care urmă să le clarific de la fiecare candidat la funcție de procuror general. La una din întrebările mele, de fapt, am găsit răspuns în prezentarea dumneavoastră a conceptului și a motivației ce a făcut să candidați la funcție de procuror general. Și am fost nevoit ca a doua întrebare să o reprofilez, reușind din unele poziții care le-ați expus astăzi în procedura de interviu. Deci, prima întrebare mea. Înțeleg că dumneavoastră promovați dreptul la liberă exprimare, inclusiv și cu referire la procurori. Vreau să vă întreb în situația în care un procuror șef, un procuror de execuție va veni cu anumite atitudini sau critici publice referitor la modul în care conduceți procuratura. Ce se va întâmpla cu acel procuror? Nu se va întâmpla, cred că, nimic atât timp cât acele critici sunt bine informați și cu bună credință proprie. Noi, un coleg de-al meu spunea că nu mai stă pe dic mergi la drum, nu pot avea aceleași opinii. E normal să avem opinii diferite. E normal să avem opinii diferite și atât timp cât acele opinii diferite sunt formulate public chiar cu bună credință și în urmă o informare rezonabilă, eu nu văd nicio problemă în asta. Din contra, eu cred că ar trebui să fie mai mulți care pun întrebări decât cei care tac. Asta este una. Și a doua chestiune, este și altă fațetă aici. Probabil persoana care, un procuror, care a ieșit public cu astfel de întrebare, el vrea să-și soluționeze o problemă. Că nu iese, pur și simplu, așa să discute public despre cât de rău e procurorul general. Dar e mai simplu să încerci să discuți cu procurorul general despre chestia asta, dacă e o chestie serioasă. Și oricare procuror va trebui să aibă acces la procurorul general. Procurorul general nu trebuie să se izoleze procurorul cu 5 ziduri. Și în momentul în care avem opinii diferite, deja, da, acceptăm că avem opinii diferite. Și asta e tot, nu mai mult decât atât. Asta nu înseamnă că suntem inamici, asta nu înseamnă că cineva trebuie persecutat pentru asta. Și ca să înțelegeți că nu sunt vorbe goale, uitați-vă la reacția mea în parcursul timpului. Nu am permis niciodată să, deși am putut să submin pe cineva, deoarece a avut opinii diferite de a mea, sau chiar m-a criticat public. Eu cred că doar încurajând discuțiile oneste între procurori, noi putem să avem o procuratură normală. Eu cred că e anormal atunci când procurorii se scoală toți de pe scaun când intră în birou procurorul general. E anormal. Procurorul general e doar unul dintre ei. Și temporar. 7 ani. Oamenii trebuie să rămâne permanent. Și eu vreau ca la sfârșitul mandatului meu, procurorii se regrete că s-au terminat mandatul. Nu se bucură. Vrem noi sau nu vrem, dar în viață noi toți luăm decizii. Și noi trebuie să trăim cu ele. Eu, în experiența mea, întotdeauna m-am gândit de un lucru. Să acționez așa, încât peste câțiva ani să nu fie rușine să nu mai tumă copiilor mei. Și eu asta fac și asta voi face. Sunt viziuni personale, dar sunt anumite limite pe care eu nu le voi depăși niciodată. Și în momentul în care eu voi face asta, eu sunt sigur că ceilalți lucruri voi face. E cu totul altceva când procurorul șef nu va tolera așa ceva. Eu? Procurorii șef vor fi altfel de discuții. Dacă procurorii șef se vor... Și eu am văzut chestii de genul, da? Am văzut situații când, deoarece un procuror din Procuratura Teritorială s-a înscris la concurs, procurorul șef m-a început să-i facă zile fripte. Iată, pentru așa ceva, procurorul general nu trebuie să stea într-o parte. Procurorul general trebuie să asigure că toți se pot înscrie la concurs dacă au șansă. Procurorii șefi, ierarhii superiori, nu trebuie să descurajeze procurorii în a comunica public ceea ce crede. Eu înțeleg că noi venim într-o altă cultură. Eu înțeleg că noi venim într-o situație în care procuratura e văzut cu un organ ierarhic. Procurorii nu mai poartă uniforme. Ei nu mai au agrade. Procurorii, dacă vor să devină magistrați, trebuie să aibă libertatea să vorbească liber ceea ce crede. Subliniez încă o dată. Dacă ei s-au informat în prealabil despre asta și dacă o fac cu bună credință. Ei, dacă o fac cu rea credință, e o altă chestiune. Mulțumesc. De-a doua întrebare care nu puteam să nu vă adresez. În cazul în care în acțiunile de urmărire a dumneavoastră se va constata că este implicat și organul procuraturii. Eu la ziua de azi nu cunosc faptul acesta. Și dumneavoastră veți ajunge în funcție de procuror general.
ce se va întâmpla cu procurorii care au gestionat acele dosare? Nu veți folosi puterea căpătată cu scop de a vă răzbuna pe cei care au dispus acele acțiuni și nu vom numeri într-o situație de conflict de interese. Legea cu lacuri, mulțumesc pentru întrebare, foarte interesantă și înțeleg paralela. Legea cu la conflictul de interes nu se termină în fața Procurorului General. Regulile cu la conflict de interes trebuie respectate. Fie că e vorba de opincă, fie că e vorba de un deputat, președintele țării sau Procurorul General. Nimeni nu mai presus de lege. În momentul în care o soluție pe un caz anume poate afecta direct sau indirect Procurorul General, el are obligația să abțină. Și eu mă voi abține de câteva cauze penale în care am fost avocat, nu sunt multe, dar câteva zi. Sau anumite cauze penale în care eu am fost interceptat. Sau anumite alte cauze penale în care eu am fost afectat direct, deși nu am nicio calitate procesuală. Da, eu cred că de bun simț și Procurorul General trebuie să fie un model, am spus anterior, pentru astfel de situații, voi nu mi-adjungți Procurorul General și eu spun toate chestiile ce sunt de astfel de cauze, nu veniți în general, mie nici nu vreau să văd ele. Asumați-mi deciziile. O să mă informați de mine, procesual, ca și tu și care au parte procesuală în proces și s-a întâmplat cu cele dosare. Eu nu voi emite nicio decizie procesuală pe cele cauze și nu voi întrepune nicio măsură împotriva acelor procurori. Voi delega toate aceste competențe adjuncților mei să fac. Și vă asigur, nu voi discuta cu ei despre ce trebuie de făcut pe cele cauze. Clar, mulțumesc. Dacă sunt și altă întrebări și vă rog, suntem limita de timp când depășită. Dacă depășit, atunci. Da, atunci. Da, atunci. Da, atunci. Eu să încerc să fiu foarte plăcut. Mulțumesc, doamna președintă. Domnule Cupincea, întrebarea mea generală pe care am făcut-o pentru toți candidații la concurs se referă la eficiența sistemului de prevenire și combatere a corupției și asigurarea integrității în sectorul public. Mă refer la acele persoane care sunt obligate să depună declarații de avere și interese personale și situațiile când bunurile declarate nu conțin adevăratul preț și un preț derizoriu, fie acestea figurează ca aparținând unor rude apropiate, fie au fost donate de către aceste rude apropiate persoanelor care au depus aceste declarații. Și într-o astfel de situație, practic, apar întrebări cu privire la abolisirea averii. Întrebarea este cum vedeți dumneavoastră soluționarea acestei probleme. Legea prin adevărarea averilor, în 2016, prevede răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Prima chestie este declararea, cu regret, asta trebuie să spun, că declararea bunurilor la valori contractuale care pot fi vădit nerezonabile conform legii este o chestiune legală la moment. În Parlament am atras atenția, când s-a adoptat acest proiect de lege, am atras atenția asupra acestui aspect, vor fi abuzuri, deputații au votat acea prevedere. Declararea este legală. O altă chestie este ce se întâmplă în cazul în care bunurile sunt înregistrate pe rude. Și legea prevede, în cazul în care inspectorul de integritate are suspiciuni privind la proveniența anumitor bunuri, pot verifica inclusiv persoanele, care se află într-o legătură cu persoana care e subiect al declarării. Asta este. Dar aici e vorba de controlul ANI. Dar procurorii tot au dreptul să pornească urmăriri penale pe îmbogățiri nejustificate. Și am văzut mai multe urmăriri penale recente. Ce se întâmplă la alte țări cu astfel de situații? În momentul în care o persoană a primit un bun la valoare vădit redusă și nu știu de ce numai funcționare publici primesc astfel de daruri, atunci aluzia este că aparența este că ar putea să fie omit ascuns. Acest lucru trebuie verificat. Trebuie de vânzătorul de verificat și întrebat câți bani reale ai primit. Fiindcă dacă ai primit o sumă mai mare de bani, intri în problema de declarări. Dacă ai primit aceeași sumă de bani, încerci să-ți pui întrebări rezonabile de ce acest lucru s-a întâmplat. Asta e una. În ceea ce privește valoarea redusă. Și a doua situație este înscrierea bunurilor pe alte persoane. În momentul în care există suspiciuni rezonabile că proveniența acestor bunuri vine din corupție, din crimă organizată sau din altă parte și beneficiarii de fapt de iure al acestor bunuri nu își pot justifica averile,
Codul de procedură penală și Regeane permite confiscarea acestor bunuri. Până de aici. Ca la precedent, vă tot suntem o întrebare. În discursul dumneavoastră, nici nu am văzut și nici nu în privința așa e procuratorii ca procuratura de arhivoz. Tătă, mai vreau să văd rolul, puneți rolul și locul procuraturii de arhivoz, este el procuratorii. Dumneavoastră cunoașteți foarte bine, mulțumesc pentru întrebare, cunoașteți foarte bine cum s-a ajuns la formula actuală a statutului UTIAB Găuzi. Pentru că aveam o lege prin statutul autonomiei, din 96, dacă nu greșesc, care prevede consultarea candidaților la funcție de procuror șef al UTIAB Găuzi cu autoritățile din autonomie. Au fost discuții foarte mari, cu regret, vrem noi sau nu vrem, dar acest statut nu poate fi depășit prin consens. În rest, la moment, Procuratura UTIAB Găgăuzie este o procuratură teritorială, la nivel teritorial. Dar nu este considerată o procuratură la nivel cursurilor de apel. Nici nu avem la nivel cursurilor de apel. Nici de circumscripție, nici măcar la nivelul cursurilor de apel. Eu nu cunosc, recunosc, eu sunt diletant aici. Eu nu cunosc care sunt provocările care se confrunt Procuratura UTIAB Găgăuzie la moment. Nu cunosc. Dar vreau să spun că această decizie, că această procuratură va fi una politică, inevitabil va fi una politică. Când nu mai încep să discuți despre tot aceste procuraturi și inevitabil discuțiile tehnice se transformă în negocieri politice cu autonomia Găgăuzie. Domnul Gălincea, am și eu câteva întrebări. Practic, la una dintre însă dumneavoastră ați răspuns. La întrebarea colegului Roșca, pentru că sunt în codul de procedură și în codul penal două terminologii care pe mine mă deranjează. Este vorba de termenul rezonabil, care dumneavoastră deja ați răspuns, cum vedeți soluționarea, și bănuialul rezonabil. Numai ce ați vorbit, numai ca un context. Nu considerați dumneavoastră că în legii ar trebui, legea penală respectiv, ar trebui de concretizat. Ce sare în idee, așa, după termenul respectiv, sintagma respectivă, de pus o paranteză și de concretizat. Ce sare în idee atunci, în afară de probii, da, și eu alt răspuns nu văd, de a ne feri de expresia asta, de sintagma asta, bănuială rezonabilă, pentru că aici, de ce mă deranjează? Sub expresia asta, sub sintagmă, să spun abuzuri. Da. Mulțumesc pentru întrebare. O întrebare cu care teoreticienii se confruntă deja de mult timp, din anul 2002, o să discute despre întrebare, da? Domnul președinte, mulțumesc pentru întrebare. Este o diferență măricică între termenul de rezonabil lângă bănuială și termenul rezonabil lângă termen. În ceea ce privește bănuiala rezonabilă, într-adevăr, ea nu este clar definită. Ea nu este definită în lege, dar ea a încercat să fie definită, mai puțin reușit, în hotărârea plenului Curții Supreme, știți, prin aresturi, numărul 3, dacă nu greșesc, din anul 2016. Eu percep bănuiala rezonabilă. Eu am înțeles cum percep dumneavoastră. Eu întreb, ca pe scurs, e că nu sunt vremea. Vedeți dumneavoastră o necesitate de intervenție legislativă în acest domeniu, sau nu? Asta o fi una din soluții. Dar intervențiile legislative sunt foarte inflexibile. În momentul ar putea să fie și nereușit și acea intervenție. Eu mai degrabă aș lăsa acest aspect la nivelul analizei practice din procuratură și a instanțelor. Spuneam anterior de instrucțiunile metodice a procuraturii generale. Că instrucțiunile metodice ale procuraturii generale, chestia asta trebuie descrisă foarte clar. Fiind că vrem noi sau nu vrem, dar legea nu trebuie să fie foarte generală. Că ar putea să existe o excepție pe urmă în care noi suntem încadrați și să ne legăm de mâini. Am înțeles. Mersi. Am înțeles gândul meu asta. Am o încă întrebare. Cum vedeți, meastră, procurorul general, procurori teritoriali, procurori șefi, nu contează, trebuie să comunice cu mass media? Eu cred că da. Dacă rolul comunicării va reveni doar la Procuratura Generală, îmi cer scuze, dar Procuratura Generală nu poate să comunice numărul întregii procuraturi. E poate să comunice chestii importante din cazul în care... Dacă a avut loc la Dădușeni, un omor, și
Procuratura Generală trebuie să comunice. Dacă jurnaliștii deja sunt acolo în ușa procurorului șef, e normal ca procurorul șef, ce am învățat eu din practica mea, jurnaliștii trebuie să fie prieteni. Jurnaliștilor trebuie să le dea informația. Clar, nici nimic pentru tine să nu fie. Dar trebuie să le dea informația cât de repede și informativ posibil. Dacă există, ideea asta de a comunica numai la nivel central, ea nu lucrează nicăieri. Eu am detașat întrebat. Procuror general, procuror teritorial, procuror șef, procuror... Chiar și procuror de caz. El are dreptul da, să comunice pe caz, fiindcă e decizia lui. Își afectează urmărirea penală și nu își afectează. Și legat de fiecare procuror trebuie să fie responsabil dosarul lui. Și gata. Și să nu se roage că o să vină procurorul general să-mi soluționeze mie probleme procesuale. Nu o să vină. Fiecare răspunde pentru decizia sa, dar și o asumă. Fiindcă în momentul în care o să apară întrebările o să fie față de persoana concretă. Și ultima întrebare, cum se vorbește la București, la Zacuscă. Dumneavoastră, cu echipa de lucru care ați lucrat asupra legii privind la procuratură, legii actuală care lucrează, de care ne conducem noi, intenționat ați depășit norma constituțională cu atribuțiile procuraturii și ați lăsat supraveghere generală în afara legii, sau cu bună credință? În Constituție nu există termen de supraveghere generală. În textul, da, aveți perfectă dreptate. Noțiune, dar în textul articolului 124 se vorbește și de supraveghere generală. Textul a fost reformulat. E o versiune diferită de cea din 123 până la 216, până în 2016. Acolo se menționează... În Constituție nu e diferit. Textul a fost modificat și acum, că eu țin minte foarte, foarte clar, acum deschid chiar, am deschis deja, în articolul 123 formularea este 124, da. În 124 este menționat alineatul 1, procuratorul este instituție publică, autonom în cadru și mai departe. Și constituie la înfăptuirea justiției, apararea drepturilor libertății între legitime ale apărării, societății și a statului prin intermediul procedurilor penale. Nuanța asta e clarificată. Nu, asta e clar. Și altor proceduri prevăzute de lege. Adică toate competențele procuraturii sunt în limita legii speciale. Procurorii nu mai au discreția să respecte oportunitatea acordată, să verifice oportunitatea acordată, da, cum clar. Era anterior. Asta adică textul din Constituție a fost îngustat așa pe de o parte, încât să vedem cum va lucra modificarea. Fiindcă toți în anul 2016 spuneau ce o să facem noi fără posibilitatea procurorilor de a face controle non-penale. Și atunci textul a fost scris volatil, cu o direcție clară, dar fără a exclude posibilitatea de a reveni eventual în cazul în care lucruri se întâmplă. Dar opinia mea fermă atunci a fost în felul următor și o spunez aici din nou. Fiecare trebuie să răspundă pentru acțiunile sale. Autoritatea administrativă trebuie să răspundă pentru activitățile sale. Să nu ies pe seama procurorilor să verifice abuzurile. Mersi. Nu mai am întrebări. Vă mulțumesc, alte întrebări? Dacă nu sunt, rămânem în deliberare. Здесь мы это разрешаем. Честно, я не знаю, кто есть.